Cântarea care vreau să o cânt în cinstea Domnului și pentru îmbărbătarea noastră ne sfătuiește și ne spune în același timp că viața aceasta este doar un vis. Și noi suntem străini aici pe pământ, știm lucrul acesta. Am văzut-o cu părinții noștri, chiar cu frații noștri, deja au plecat la Domnul mulți dintre ei. Și aș vrea o mică paranteză să fac. Cineva mergea cu avionul și la un moment dat s-au produs niște turbulențe foarte puternice și a început să intre lumea în panică și o femeie era atât de liniștită. Și cea din lângă ea întreba, o să ție nu ți-e frică? Unde te duci? La cine mergi? Eu mă duc în America, am acolo o soră care vrea să mă întâlnesc cu ea. Și dacă se prăbușește avionul, nu-i nicio problemă. Tata și mama mă așteaptă dincolo, așa că orice s-ar întâmpla, eu cu cineva mă voi întâlni și mă voi bucura. Facă Domnul și noi să ne bucurăm, indiferent dacă avionul nostru intră în turbulențe, dacă marea se clatină pe valuri. Să nu ne temem. Amin, ajută. Noi avem un final. Oriunde am plecat, ori cu Domnul veșnicii slăviți, chiar în urmă.